Mesaj insta să vă răbară pentru a primi invitație Tiger Ghost. Pupiu! Hai în robăieți și bine v-am găsit la un nou videoclip. Am colectat 200 de milioane de pe shop. Colicanu am venit să batem, am un metin, nu știu ce am dropat niște iteme în alta. Am găsit și un Sicomod din trăstea, din norotrăvitor. Și cu spiritul flăcării bu. Ia să ce dropează sicomodul ăsta. Avem două evenimente pradă. Prinde ceva, citit sau exo. Nimic. Aparem băieții slabă totodată ce găsim drop, deci nu putem forma. Ar fi benefic să mergem să ne facem arma. Să ne upgradăm Zodiaca aia cu 36 medie, să vedem dacă mai este și altceva pe piață, dacă ne putem orienta spre altă armă. Ia chiar să verificăm ce gheare Zodiac sunt pe piață. Gheare e nivel 105, 105. 150 de 1, Ce să fie, frate, plus 4 ăstea? Băi, de pe 46 medie. 8 medie, 13 medie, 33 medie, da, nu sunt. 32, 30, nu sunt. Nu sunt, nu sunt, nu sunt deloc. Deloc nu sunt zodiace delican. Bun. Avem nevoie de fringuri rezistente. Un milion și un pic bucata aia acum. Hai să vedem dacă găsim chiar la un milion bucata. Sau sub. 20 la 20 de milioane și mai avem nevoie de cutii roșii zodiac. Între le avem de pe shopuri, cum am farmat, știți că ne place să farmăm, 144 de bucăți o să ne ajungă foarte bine. Să vedem ce preț au acum pietrele, deci avem nevoie de pietre fatală plus 4, îi 24 de milioane, nici nu mă gândesc la fatală plus 4, plus 3, la 1 milion, ok. Așa, Monștri plus 4 îi la 34 de milioane, aia plus 3 e la 3 milioane, luăm plus 3 și ne mai trebuie pătrundere, pătrundere plus 4, îi 20 de milioane, bă, frate, ce preț au pietrele plus 4, incredibil. Mai vin de marmele astea, mai facem aproape 1 milion de pe ele, Sunt dacă nu peste 1 milion, da, peste 1 milion am făcut. Scoatem armele din depozit. Mai avem și aici încă două frânghi. Na no, bun. Primele pietre. Mobul uh, mobu o ieșuat. Fatala o ieșuat și... Ba nu, Fatala o a mers pătrunderea ieșuat. Păi atunci ce am găsit. trei mobi plus 3 la 3 milioane. Bun. Hai să mai luăm și pătrundere. La 2 milioane bucata. Plus unul merge și cu blescu B. Hai să vedem mobu. Eșuat. Eșuat. Pergamena război ne trebuie vreo 3 bucăți. Bun, hai dacă cu reușită. Eșuat. Eșuat. E plus 3. Eșuat. Și mobu. și pătrunderea. Hai să vedem. Eșuat. O da, bine Eșuat. ăsta. Gata, o mers mobul. Perfect. Ăla care e mai scump. E plus 4, îi dau dragon. N-are rost să ne chinuim. Eșuat. Gata, frate. E pietrată. Trei nu m-a upgradat acum. Hai să vedem. Deci, plus 4, plus 5, și la plus 6 așa lăsăm. Plus 5, plus 6. 36 medie, 6 putere, 6 orice, 196, 239 atac. Viteză de atac 24. Hm, merge. Chiar nu are rost să-i dăm cu dioxid pentru plus 7, adică dau o secundă să vă arăt cât e dioxidul pe piață aici. Deci un dioxid îi 75 de milioane, frate. 75 de milioane un dioxid. Și 50 de medeores, 64 de milioane. Trebuie să cumpărăm și atacul automat înapoi, că nu-l mai avem. O să lăsăm să bată puțin pe aici, după care, după să -l luăm, frate? Luăm pe 30 de zile? Hai să luăm pe 30 de zile și știu că m-am scăpat, nu mai am cu el. Luăm și pe șaman că pe 7 zile, frate, că mi mai trebuia un medie aici. Ai, e bine și așa cum e. Am venit până la DT să vedem dacă găsim fanioane pe jos de la băieții ăștia. Aici mă gândeam că ar fi cel mai bun loc în care am putea găsi rapid și multe. Osta vrea duel, mă? Bă, tu vrei, tu eu, frate, de asta o izbitură cu licanul ăsta. Nu lasă lăsat pe jos, băia tot are multe. N-am prea găsit acolo unde te și mai înscălăm că luăm cu alea ce le-am făcut. Dacă tot le avem, 17 monede, oricum nu avem ce face cu ele. Ce noroc, am găsit copacul fix în drum. Hai că aduc și șamaca și îl spar numai după aia. O mai crescut un pic media de nivel de pe aici. Mai sunt și dește mai micuți, dar am început să vă și de 110. 109, faneoane, aici putem aduna câte e vrem. 112, 107, 90 și 112. Acum să căutăm un CH cu albaștri. Ia uite, 119 au băieții aici, mă. Level, 119. 120. Băieți cum trebuie, mă, băieți cum trebuie. CH6 le pare să fie cu albaștri. Hai să vedem dacă găsim și altfel. CH1, iar da, aici sunt mulți, frate. Cred că sunt mai mulți aici ca dincolo. Pe CH6. Bun, acum batem cu 600, da, 600% bonus experiență. Avem și cartea comandant băgată pe șamancă. Nu știu cât de extraordinar de bine o să crească, dar mai culege și niște experiență de pe aici. Treaba e că nici nu-l putea lăsa să bată luni, o făc mentenanță și dimineața și la amiază. Mâine are mentenanță și te chine aerul Așa că lăsăm așa cum bate, e bine. Am găsit ori la 55 de milioane. Hai să le cumpărăm, vândut. Hai frate că până la urmă mai luăm câteva, așa. Ne s la 3 bucăți și de pe shop mai avem de colectat încă un o jumătate. Putem schimba și ul ăla. Inițial. Sau hai să vedem cufere sau ceva dacă mai găsim. Mai luăm de ori. Avem ce face. Schimbăm 1-ul și o să le băgăm la 64. 6 vouchere s o a cumpărat. Da, eu am verificat acum PC-ul și au venit colorați. Ne mutăm și noi pe CH1 cu ceilalți. Verificam shop și am găsit cutii vișinii. La 2 1, 200 de bucăți, scoatem de pe shop. 3 onii 80, 2 secunde, să se schimbăm. Iang în 1, avem are de 4 oni, ia să vedem, 412. Mai suficient, ia mai trebuie încă câteva milioane. Schimbăm numai 2. Așa, ia să dăm la vișnic, astea sunt chiar ieftine, frate. Deci 200 la 2 onii, perfect. Mai caut pe șobul să vedem dacă mai avem de undeva încă 5 milioane. Nu, aparent toate zgoli fără iang. Da, le băgăm asta la 3 oni până dimineață. Așa. Și acum să-l încărcăm, băgăm cristale de energie. Vânzare, se pare că... Hai să vedem de cât. De 20 de milioane. Colectăm. Și hai să vedem dacă mai ies vișinile pe piață. Da, sincer să fiu, mă că încă ar mai fi. Ia să vedem. Da, nu mai sunt. Au plecat. Gata, lăsăm shop așa peste noapte. Și acum o băgat reducere la magazin de astea premium, super tare. După ce am cumpărat pe o lună de zile. Așa, în ciudă, dăm și noi ia O zi, 6 ore, 12 ore. Gata. E ora 2, noaptea dimineața, cum vrei să ziceți. Cel mai probabil o să facă level la 106 în noaptea asta. Și șămâncuța nivel 103. Cel mai probabil o să dea. Avem 78%, nu mai da băieții aici a Bresla, grupă de fapt. Suntem 2-4-6 acum, un băiat e pe jos. Tatiana, nu știu dacă e sau ce, e ui, dar nicio problemă. Pe că avem 403x pe acum. Avem cartea comandant. Chiar din ultima am prins-o, frate, uite cât avem la Flower Power. Deci nu avem nimic, nimic, nimic nu avem la Flower Power. Iar Pelican, momentan mai avem 600%. Dimineața, conturile au rămas 105-102. Chiar să vreau să văd cât la sută experiență au, frate. Ce s-a întâmplat? Cred că nu au crescut peste noapte, așa cum am vrut eu. O să le băgăm eventual înapoi. Ok, inelul s-a consumat. Alchimie s-a consumat și dintre asta. Numai dacă nu fi murit sau ceva. Ok. Din ce? Avem 97% și pe liquid. Can, avem 84 pe șaman, la Flower Power avem numai 30 de bucăți, frate. Numai 30 de bucăți la Flower Power. Nu am colectat nici fanioane. Aia nu un dezavantaj, în special pentru șamanca. Hai să mergem să luăm bonusul de experiență. Dacă nu au făcut conturile level așa de mult, poate au făcut shop-ul Ia să-l vedem cum se descurcă shop -ul. 3 oni, ok, deci am făcut 3 oni să vând ceva de pe aici ceva iteme. oh, să o cutiile vișinii de bonita la 3 oni, man. Deci alea s-au vândut. Foarte bine, deci un om profit am făcut pe ele. Deci chiar am făcut un one profit. E bonita, ia uite. Mai găsim oare la preț mai bun? Tot așa de cumpărat. 14. Ia uite-le. 200 la 224. Acum au băgat băieții mai multe, se pare că. Dar alea merită. Deci dacă nu le-am dat pe celelalte, clar o să se mai vândă. Da, vernil dintre astea poate găsim la 1 milion bucata, 118. Nu? Hai să vedem la pachet de 200. 200 la 220. Astea oricum sunt un pic mai ieftine. Da, vișiniile alea, sincer să fiu, chiar le-aș lua. Dacă nu găsim un altceva în ce să investim bănuții. În prima fază, haideți să luăm dinți de orc. Pentru șaman ca să facem biologul, cam tot uitat de el, 10 dinți la 5 milioane jumătate. Iată, și pe teren nivelul nivel 112 are pac. O mers, încă doi dinți. Și avem 3 schimbă bonus cube. Le aș băga într-o cască dintre asta de șaman. Mi se pare că mai avem una pe contul de shop. Să vedem dacă prinde mai mult vânt sau vânt combinat cu ceva. Avem 12 regenerare cu 6 vânt pe asta. Dar poate prinde ceva diavol. No, așa, asta e cu 2 vânt și uh, 10 ori, 20 regenerare, nu, 6 vânt, 10 diavol, bine, bă, bine, bă, bună, perfect, deci 6 vânt, 20 diavol și avem 20 regenerare PV și 20 regenerare PM, e perfect, om. deci chiar, chiar super, super am prins și hai să dăm și pe ăsta încă una să vedem, poate prindem ceva mai bun. Sau pe armură ce avem? 6, 6 vânt avem pe armură? Armură nu cred că avem. Ia chiar să verificăm. De fapt, nu aici. Mai avem niște magazini premium, ok. Hmm? Este? Nu este. Dar și pe armură, frate, avem numai 6 vânt. Deci numai 6 vânt avem pe armura noastră. Hai să încercăm să-i băgăm mai mult. Asta pe care o avem, da? Și. Uh, 10 foc, 15 atac, 3 daune. Nu e bine. Hai să o ducem la Lican. Nu ia să vedem. Un 10 vân, frate. 10 vânt s-au combinat cu ceva și mai puțin, 6. Și avem 10 sabie. Deci schimbă sidebug-ul în ele, da? 3 daune. 10 fulger. Mă, ce bun era asta. 10 fulger, 5 daune. Nu vreau să fie vânt. Iară fulger. 15 vânt, 15 foc, 3 daune. Bine, bă! Bine, bă! Aia zic. 15 foc, 15 vânt, 3 daune. Hai, ai, 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 hai să băgăm. Hai să băgăm pe ea, mă. Bă, ce bine o prins, mă. Bă, ce bine o prins, frate. Bine, mă. Să băgăm și o grabă pe ea, dacă tot o avem. Merge din prima? Da, chiar o mergi din prima. Și ar mai merge o protecție. Plus 4 cât e? Ce mă, 600 cam plus 4? dă aici. Ia să vedem. Protecție plus 4, 15 apărare, o mers mă, o mers frate, GG, hai că avem armură pe șamancă, super tare mă, super tare, frumoasă s-a făcut armura asta, chiar frumoasă, mișcă și un pic mai bine, e tank, 15 foc, 15 vânt, 3 daune, aici s-au băgat uh, 6 vânt, 10 diavol și acum pe șamancă cât uh, vânt avem total, 83 vânt pe șamancă, man. 83 vânt cu 4-6 diavol. 18 zile, 15 zile, 9 zile. Bun. Ia chiar să vedem pazurel ce avem pe itemele astea. Deci, pe coif avem 10 vânt, 6 diavol, ok. Și aici avem 10 vânt, 5 daune, ok, bun, așa acolo. E bine, e bine și aici. Și noi cât vânt avem pe el? Pe lican, așa la 0 fără nimic. 78 diavol, cu 76 vânt. Avem mai mult vânt pe șamancă, frate. Avem mai mult vânt pe șamancă decât aici. Da, da, aici e diavolul, știi ce zic. Bă, noi n-am băgat imun pe costum aură încă. Trebuie să băgăm și avem teoretic scuturi. Și atunci mai putem băga încă 10 diavol pe scut. Hai să facem un scut cu 10 diavol. Cu 20 diavol, pardon. Deci imun așa. Ăsta e cu imun. Mi s-a vândut ăla la 20 de milioane, bă, aiurea. De fapt nu cred că stau acum, că nu ne ajută cu nimica, încă e, oricum, e miercuri după mentenanță, când filmăm. Și mai trebuie să apară pe piață, nu are rost să facem ceva și după să apară altceva. Așa că noi acum trebuie să mergem înapoi la crescut. Să fim bucuroși, frate, că am făcut ăla pe șaman. Licor verzi și violet am uitat să cumpărăm. Lea le prindem chiar la preț bun, 25 de milioane. Cele verzi și violet, Uh, ăstea cred că îs. Da. 3 milioane jumate, licorele violet? Păi nu mai merită, frate, să farmeze băieții acolo pe capăt la suveran. Deci chiar nu mai are rost. Deci posibil să fie din ce în ce mai liber. Am zis că vreau să-mi adun boș să trebuie. Bă, frate, dar n-ai nicio șansă, mă, cu ăștia. Deci vin și țipat, mă. Deci am vrut să adun, să poți să crești și eu liniște, dar ce să faci? Ia uite. El vine și îmi bate boss-ul. Și dacă stau și mi-a adun, după care iară vin ăștia și mi-i bat. Mă, cardă, că l bat eu și aia e. Mă, că știu că l-am bătut eu. M da. Și cred că mai e și promo, adică e din 500 bagnotă. Cred că e din brazlă de români. Binecuvântare, dragon. Bravo, frate. Pentru binecuvântarea asta, dragon. Ai venit să bați și șai. Stai că dau, ești mai bine acum. Bă, nu s-o lăsa, mă, de mine, mă, tot o veni după mine, mă. Bun, am adunat doi aici până acum, vedem dacă reușim să adunăm mai mulți. Mă, asta crește pe un lord și doi lords, de fapt, unul mic și unul mare. Așa o să facem și noi mergem la ea care am adunat. Pentru că dacă tu stai și aduni așa Iuria, dacă vine cineva și ți bate, îți bate joc de... Ia, uite, gardo ca... A, asta nu-i bună, mă. Numai lord. Nu era și pe aici un lord, hai să vedem. Să bate la pe doi lorzi de alea marzi. Aici are o gardă, nu e bună garda. Deci două gărzi sunt aici și doi dintre ei alți. Mă, frate, pe ăștia crește extraordinar de bine, numai că nu rezici, mă. Nu rezici că sunt foarte tare ea. Și am că, mă, că vrea să moră. Cât are? Are un lord mare și unul mic. Și mai trebuie să fie pe aici un lord mare, mă. Ia să vedem. Ce avem aici? Avem doi porci. Ok. Doi porci. Aici avem o gardă, ăștia toți sunt cu gheață, știi, și nu sunt buni. Ok, garda aia merge la locul ei, porcii ăștia sunt după mine. Hai să văd, vreau de cum ar, cum ar duce pe porcii ăștia, dar nu duce, aia e chestia. Ia uite, s-o transformă, bă, s-o teleporta la mine, bă, garda aia, lord. Ia, am băgat acum alchimia, hai să băgăm și ceva site-uri în caz de ceva așa demonstrativ. Nu, no, suntem pe porc, da? Hai să vedem. Deci XP primește continuu mult. Că și mulți mobi aici. Ia. Deci gardă puternic de la o cau. A, așa se numește, așa-i? 3000, 4000, cât îi dăm, atât îi dăm. E și alchimia activată. Hmm? Nu-l ducem. Nu-l ar duce, nu ar rezista pe el. Avem 20 rezistență gheață pe talisman cu 4 apărare. Și mai avem încă de aici, mai avem încă 6 rezistență la gheață. Ar am mai, mai face un pic cu rubinul, atât. Dar uite, că ne dă enorm de mult, enorm, enorm de mult ne dă. 582 apărare. Apar n-am ce putea pune să rezici la ăștia. Dacă știți care va ce bonusuri e necesar pentru ei, vă rog frumos să-mi spuneți, că m-ar ajuta. Asta cazul în care știi că prins doi de ăștia, sau trei sau patru și bați pe ei continuu să reziști ar fi chiar șmecher. Ok, player pe aici. Hai să vedem dacă mi-o spart. Da mă. Da. n no, mai zis ceva. Foarte greu frate să stai pe ei acum. Chiar foarte, foarte greu. O drop-a, bine cu vântări dragon. Ia-o, schimbă cu B. Nu știu dacă îl vede. O să luăm noi schimbă dacă nu-l vede. l au luat. Băi, lăsăm pe băie să niște liniștiți. Nu ne băgăm, nu suntem mai urea. Namberu, salut! Bate și tu magicine, ia te rog. Acum, frate, ți bat. Noi să vedem câți are băiatul ăsta aici. Fai de cap, meu. Are mulți, mă. Deci are... Fai de cap, meu. 1, 2, 3, o grămadă are. Să chiar are foarte mulți, mă. Bă, ăsta chiar crește bine. Ăsta crește bine. Copac la mine acolo. Acum, CH4. Hai să mergem rapid. Mergem în fermecată, nu mai, nu mai stăm, că n-are rost. N-are rost, că vin băieții și ți sparg. Știi ce zic? Măcar noi să nu spargem la alții. Aia e important. Și îi facem așa ușor treptat acolo nivel, că merge și acolo. Ia să vedem, îl prindem. Aici, iară, frate, bat băieții. Păi ce bate, mă? Bate pe de la Gate, bate pe gardă, mă. Bate pe gardă. Ce nivel are? 116. Mm. Oare, după ce mai faci nivel, chiar ar fi variantă. Ar fi șmecher. E aici copacul să vedem cât mare. are. Bun. Să aduc șamanca. No, bun, hai să-i dăm la garda asta. Să vedem pică rapid. Hai că pică rapid. Perfect. Așa, îi zicem MS frumos și ne teleportăm. Bă, dar dacă aș găsi portalul, frate, nu pot da click pe el. Păi, ești nebun. Nu pot da click pe portal. Bă, frate! Gata, așa mai am băgat-o. Hai că l-am băgat și pe ăsta. Mersi frumos, frate! Bă, aici mi se pare destul de goluț și l-aș lăsa aici să bată în prima fază. Hai să aducem și șamanca. Critic și pentru unde am uitat să-l luăm, dar n-are nimic. Nu o să putem bate cu inel XP pentru că aici o să trească să punem cartea comandant. Că pe șamanca nu mai avem flori dintre astea. Ia să vedem cât XP îndă un metin. Deci avem 87 fix acum. Și 87,36. Deci 0,36 pe metin. Plus mobi. Hmm, două metine, cred că facem 1%. Ia chiar să vedem. Deci 87,37. Îl începem și pe ăsta. Da, o secundă să aducem și... O, venit un băiat. Da, cu cu el trebuie să facem destul de bine. Ah, un 0,25. Să a făcut pe metinul ăsta. Ia că am găsit un schimbă bonus cu B. Pe jos, pe le îl iau acum. Ca să... Nu le ia altcineva. A, ah, de fapt, stai că pe era și în scena. Perfect. Ia încă un copa. O, leu! O, oleo, ce ce cu locul ăsta? Mamă, e, e, locul nostru. E locul nostru aici, bate gata. Gata, frate, aici, duce în șamanca. Bă, deci dacă rămâne locul ăla gol pentru noi, ar fi perfect. Perfect ar fi. Deci avem una, două, trei, patru ne avem aici. Acum, clar, probabil să mai spamează un alta. Nu să-l bagă toate aici, dar e super bun loc. Avem și distrugător un distrugător avem, sau doi. Ia că l-a băgat unul acolo. Mi-a dat SS și cam atâta. Hai să spargem și pe ăsta O mers distrugător pe șamancă. Oare îl duce? cred că rezistă. mai tare spinge, mai bate entai, tai. Arcaj din sau cum Noi acum, pazurel, suntem cu atac și apărare să aici cu dietătie prostile, băgate. Avem 21 KPV. Voi leu. Voi leu. XP văd că face destul de bine. Bate șamanca acolo. E, ce am uitat pe șamanca și puteam lua, mă. O medalie roi, mă. O medalie roi. Lasă că luăm de seară, după ce scoatem de aici. Luăm medalie roi pentru la noapte. Momentan lăsăm așa să bată. Ce am dropat? Inel XP. Ok. Niște manti, mănuși, o carte a abilității. Ia, uite aici. Care este pe șamanca, aparent. În rest, nimica. Bun, și acum hai să batem unul de 100. Că la ăla avem drop și la schimbă bonus. Să vedem dacă... Dă temă mai încolo. Așa. Distrugătorul ăla vine la noi. Ar fi frumos. Hai să-i dăm o mantie să vină aici. Unde avem manti Pac. s au dus dincolo. Mm. Nici o problemă. Level up 103 pe șomancuță, boys. Făcușa manca level up 103. Mm, crește bine, mă. Ia uite. Așa-i că... 0-10 deja. Să vedem dropul de la Metin. n am luat nimica. Hai să vedem, avem unul de 120. Să-l spargem și pe ăla. Acolo sunt băieți la bătut, dar trebuie să batem și partea asta cineva. Foarte bine că nu a venit nimeni să se bage, câtă vreme erau metinele, știi, să vină la sparsă la ceva. Atunci deja aveam dubii dacă ține locul ăsta la noi sau nu. Pac, pac și blesul de aici. Și schimbă bonus cu B. Foarte bine, foarte bine. Uite, mai dropă și câte un schimbă. Un ar dragon galben, ăla e plus 7, ar trebui luat, dacă tot e așa mare plusul pe el. Așa, un inel XP nu are rost să luăm aici. Bun, eu zic că se poate lăsa. Ia mă, da mă, pe șaman, că putem băga dintre asta mănușă, ca să mai dropez un alta. Îl pun aici, sper că adună și distrugătorul celălalt și pe șaman că deja avem 1,3%. Deci, luăm așa pe șamancă, asta, ăsta, cartea uitării, inelul experiență și mănușa o putem băga sus. Perfect. Aici dăm să margă. Ia uite, avem doi distrugători. Pa nu, ăsta e asasin. ce cu ăsta? Ăsta e altfel. Dai bun și -ala. 6K, 7K, cam acolo dă Ricanul ei. Mi se pare destul de bine. Deci în mob dă chiar bine. Îl lăsăm să bată. Sper că o să mai spameze pe aici mai tine. Avem o oră 50 pe cartea comandant. Vedem dacă face într-o oră 10%. Mă, ar fi jumecări să fac într-o oră 10%. Jas. Nu înțeleg. Lasă așa, frate. Lasă că vorim altă dată. Bine? O, stai mă că jas e lângă shop-ul nostru. Ia stai așa, stai așa să vedem, stai așa, uh, să iau inel, dau o secunde, Nelim 250k, aș de cele ori, dar dă-i ia, inel boss, zi acum, pă ce bun e locul ăla frate, am început să bage metine, ia uite, avem un metin aici unul dincolo, mai am câte ceva pe aici ți le dau pe ăsta, uh, da, dă-le aici, Trei manuale, mantii, blesuri, niște bronzuri, Valorificăm tot de pe aici. Bă, da, o formă avea de areat. Oh, și citite. Niște bobe zen. O pereche de cabanoș, 10 diavol, 5 semi. El ne-a mai trimis și pe poștă mai multe lucruri. O cască de ori cu 10 vânt. Niște 15 critici, două fasole, un culer plus 7. 15 foc. 10 foc. Niște armă au zis că nu știu dacă fac ceva cu ele sau nu. Da, poate, poate. Cine știe. Facem niște bani. Și urmeni dacă am numit stres sau tigru, pă, nu am. Nu am că... Din ea am și eu destul de mulți și chiar nu avem ce face cu ei. Și 30 și 4 de milioane. Mulțumim frumos. Mulțumim frumos pentru tot, frate. Cam atât. Mersi frumos. Și Pelican a mai dropat un schimbă bonus. Avem 3 schimbătoare. Nu știu dacă merg stacate. Nu, astea nu merg. Și 3 schimbă bonus am prins aici, de până acum. Și are 93%. Bă, da, vă, cu ăla tot bă, unde mărgă Ceva nu-i bine. Nu merge focus. ce bai, mă? Nu am mers voi înapoi. Deci trebuie să mai verificăm așa din când în când. Că cam merg la vecini. Dar și vecinii vin la noi. Și vecinii vin la noi. Mai stați, mă, acasă. Și acum merge înapoi, acum... Ce cu atacă o stau, mă? E la calculator, oare, mă? Metinul ăla, dacă mergi, rog frumos și îl spargi. Mh, dă pe el, da, perfect. Hai să meargă și șamanca. Așa. Nu, uite unde merge. Vrea să meargă acolo. Am prins o bude binecuvântare. Poate aia ar avea un pic de preț. Un atac spirit și un atac sabie pe șamanca la cărți abilitate. Și o teamă bu. Bă, fă bun și drop-ul. Fii atent că mai scoatem acum încă un schimb bonus. 94,60. Hai să vedem după ce se sparge. Metinul la cât se ajunge. Oh, 95. Tank. Tank. Așa e să luăm la arcul. Și în mai este ceva. Niște ghiare. O carte a abilității pe Azorela care nici nu dat în metin. O carte a uitării pe Azorela, aruncare. Nu, no, da, mai imposibil să facă 10%, mai bine de 10% pe oră. Deci, gândiți-vă că mai avem încă jumătate de oră pe cartea comandant cu plus și noi avem deja 13%. Deci, level up cu 13%. Crește, crește foarte bine, deci chiar super, super mulțumit de cum crește, crește și șamanca foarte bine cu totul că pe ea nu avem bucată de prăjitură. O să treacă să adunăm Fanioni, după care să mergem până la puno și să venim înapoi. O început să facă și ea niște flower power După ce se termină cartea comandant, o să încercăm să luăm aici cartea comandant dacă se poate și lăsăm în continuare să bată conturile. Ia uite, schimbă bonus cu B, frate. Încă o schimbă bonus. Stai așa să luăm. Deci am făcut patru schimbătoare bonus, l-a crescut, frate. Deci l-a crescut. Da? Nu avem în ce să dăm sunt foarte mulțumit de locul ăsta. Ia să vedem s-a întâmplat ceva dincolo, de nu mai des pe aici. Hm? Ok. Hai să spargem etinul și închidem aici videoclipul. Noi ne auzim la următorul. Sper că v-a plăcut. Pañțucat. Ceau. pa pa.